Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast pe Da Bravo. E vineri seară, e ora 18, e fix cum trebuie. Până una alta, trebuie să vă asigur de faptul că am intrat pe aplicația de la Taz și am comandat aici un platou frumos cu un prosciutto, cu melanzone, cu pâinică prăjită, cu tot ce trebuie, iar steagurile le am eu de la, eu știu pe cineva la Taz care îmi dă steaguri. Eu nu mănânc altfel de la Taz decât dacă bag steagurile astea, ca să știu exact de unde mănânc. Mulțumim celor de la Kaufland că ni s-au alăturat în sezonul ăsta, este alături de noi în fiecare episod. Rămâneți, trec pe la voi pe acolo, că oricum am ceva cumpărături de făcut pentru astăzi, că e vineri. Nu doar că e vineri, dar ne-am pregătit, ne-am tăiat unghiuțele, ne-am îmbrăcat frumos, uitați-vă la mine, pe deschis, adică v-am obișnuit cu tricoul negre. Nu, nene, s-a schimbat treaba pe alb, cu nu știu ce. Mi-am dat și cu apă de colonie, mi-am făcut și freza, pentru că astăzi o avem în față și eu am aici la masă pe doamna stand-up-ului românesc, Maria Popovici. Mulțumesc mult pentru invitație, mă gândeam că ai zis de câteva ori vineri seara, dacă se uite cineva la podcast sâmbătă dimineață. Asta ar fi ciudat, pentru că dacă ieși mahmur, o să zică: băi, Rodico, ce pizda mă simă, că da, ce azi? Și asta zică, sâmbătă, e pe dracu, e vineri, ai somnul ăsta, ia două sticle de vin. Păi e sâmbătă și ora 8 dimineață. Serios, sau poate se uite cineva în timpul săptămânii și zice: mamă, ce bine că e mâine weekend. Nu, băi, e joi, băgăm eu și podcastul ăla. Avem voie să înjurăm? Da, ai voie. Bine, acum eu cred că cei care te cunosc nu o să fie atât de surprinși. Pentru cei care nu te cunosc și o să zică, o să fie șocați. Da. Și e și fată și înjură. Dar până una alta, ca să știe oamenii, noi ne știm de foarte multă vreme, suntem în aceeași branșă, tu faci stand-up comedy, dar pe lângă stand-up comedy ai făcut și teatru, ai cochetat și prin filme, seriale și așa mai departe, dar de la capul locului pentru oameni, să știe, Maria Popovici face stand-up comedy la Club 99 și la Comics Club. Și la Comics, da? Da, da. Ai un podcast pe care îl faci cu soțul tău, cu Mincu. Ah, da, mersi, da, avem un podcast care se numește Sa și Râs, unde uneori avem invitați, uneori suntem doar noi trei, eu cu Mincu și cu Banciu. Și e exact așa, e Sa și Râs. Mai vorbim despre lucruri serioase, dar în general. Pe Banciu l-ai luat pentru că n-ai putut să rup legătura de tot după ce te-ai căsătorit, presupun. Da, eu sunt prietenă cu Banciu de când aveam 14 ani. E prietenul meu cel mai bun și nu scap de el în viața asta. N-am reușit. Este omul care a încercat apa cu degetul? N-a încercat niciodată. Cred că de asta îl țin aproape. Foarte bine, da. Pe să Mincu mai fie luat măcar unul, știi? Da. Deci am spus oamenilor unde te pot găsi, ce da, pot să vadă. Putem să-i dăm mai departe și aș vrea să te întreb câteva lucruri. De exemplu, de unde ești? Cine, din ce familie vii? Pentru că dacă stai să cauți Maria Popovici pe internet, și nu e o chestie că, vezi, doamne, n-au vrut oamenii să scrie, dar eu deja mă gândeam când am documentat interviul cu tine că e o ciudățică treaba. Mm-hmm. Ești pe la serie, ești din... Tu ești oare omul ăla din zona comedianților care ne dă pe noi pe goarnă? Clar, gata, ați aflat azi. Păi nu prea știi mare lucru despre tine. Cine ești, de unde vii, ce-i cu tine? Și dacă mă uit pe istoric, câteva poze cu vreo două fete vopsite, ba verde, ba mov în cap, ca mm-hmm. să-și piardă identitatea. Ești puțin spion așa. Da, sunt un pic. Sunt. Eu sunt din drumul Taberei. Acolo m-am născut, acolo am copilărit. Eram sigur, ce ciudat. Păi de-aia n-apare nimic. Probabil de asta. Da? Și nu știu ce altceva să-ți spun. Păi nu știu, părinții, frați, surori? Părinții mei sunt doi oameni obișnuiți. Cred că singura chestie care poate să aibă legătură cu meseria mea e faptul că taică-mi e un tip cu foarte mare simț al umorului, e foarte amuzant, are felul ăsta de a vorbi ca și tine, de altfel, care din orice, nu știu, spui câte o glumă sau chiar dacă povestești ceva din viața de zi cu zi, are și exact asta stilul ăsta. Te-a făcut de mică să crezi într-o... Mă gândesc acum că fac o comparație și mă gândesc la fie mea, la Maria, care râde tot timpul la glumele mele. Îmi place foarte mult de ea și mi se pare că seamănă un pic cu mine când eram mică, la față. Da, da, seamănă. Dar ți-am trimis poză. Mi-ai trimis, și am zis, da, bă, da. What the fuck, deci unul la unul acolo. Da, da. Da, da, da. Sunteți ușor asiatice în perioada aia. Și mă gândesc de asta, ți-a dat taică tu imboldul ăsta? Glumea cu tine sau glumea cu ceilalți și râdeai de fiecare dată și ai zis, bă, aș vrea să fac asta? Dar nu cred că o faci conștient. Adică nu m-am gândit întotdeauna că o să vreau să fac stand-up. Când eram copil, voiam să mă fac actriță. Da, bineînțeles, dar mă gândesc dacă ai avut pornirea asta să faci lumea să râdă. Adică tot am timpul să ieși da. În față să faci o cioacă, o glumă, o am ceva. Am avut-o, dar nu știu, cred că pentru că copiez ce fac părinții, cred.
Da? Cred că de asta, că altfel nu văd de ce. Da, da, am fost întotdeauna genul ăsta așa. Și când ai realizat în viața ta că nu se merg cu taică tu și cu ești, se merg mai mult cu maică ta? Care a fost momentul ăla pe scenă? Bă, când am început când să fac de oameni tăceau, tu ai zis gluma și tu ai zis mama. Mama, sunt mama întreagă. Bă, e clar că n-are niciun rost, da. Dar maică ta râdea la glumele tatălui tău? Da, da, da. Da, maica mea râde destul de ușor. Eu uneori o duc la show-uri de stand-up și râde de când urcă primul opener până se termină, râde la fel de tare și după aia merge la sfârșit și le zice foarte bine copii, foarte bine. Dar ea oare înțelege? Înțelege și place foarte mult și se duce la, duce la toți. Și când mergem la Club 99 și la Comics Club, foarte bine, toți au fost foarte bine. Da, mă, ca o mamă până la urmă, că na, da. Tu fiind în branșă, ea cred că consideră că toți sunt copiii ei și bă, râde bravo, din bine. Suflet, așa e. Genul ăsta de om care chiar caută ce e mai bun în viață și când e greu, știi, și are stilul ăsta să fie pozitivă, să râdă, să... Da. Dar ai un reper când faci o glumă, pe cine o testezi prima oară sau când o scrii sau când îți vine în cap? Înainte, ai un om care... Înainte o testam pe Mincu, pe soțul meu, da? Dar nu mai facem asta niciunul nici altul de la o vreme. Adică cumva ni s-a luat înainte când scriam material, ziceam, uite ce am scris. Și acum îi zic, fă-o pe scenă ca să pot să zic după aia, să-mi notez în telefon ce și cum aș modifica eu. Mă gândeam acum la Amza Pelea și știu de la Oana Pelea că îmi povestea că scria glumele cu creionul și după aia le zicea pe balcon, râdea singur și după aia le testa pe soție, pe domnica și dacă râdea, o considera o glumă bună sau stătea și se mai gândea. Mă, dacă a râs asta, dacă nu e bună. Da. Știi, adică era cu dușitors acolo. De asta am întrebat dacă ai pe cineva sau un reper clar care poate să spună, băi, asta cred că merge pentru că am văzut reacția omului. Să știi că nu prea mai am, adică nu că încredere. Până nu o testez pe scenă, nu pot să am niciun fel de încredere. Am înțeles. Zi-mi și mie, ce se află în spatele unei femei puternice? În spatele unei femei puternice se află foarte multe încercări prin care reușești să treci sau nu. Cred că dacă reușești să treci de partea cealaltă, când e super greu ceva și ai o preliști, ești de acolo puternic. Nu toată lumea reușește să iasă. Dar sprijinul tău cel mai mare în viață care a fost? Părinții mei. Și da, acum soțul meu, Mincu, care și el face stand-up. Dar nu trebuie să zici nimic obligat, adică el nu o să se uita. E Mincu cu... în cealaltă cameră și mă dă mesaje. Înțeles. Nu, glumesc. Părinții mei au fost un sprijin foarte mare. Eu nu am povestea aia pe care o au majoritatea colegilor mei de la UNATC, au povestea cu părinții care au zis ce faci, mă, dai la teatru, fă altă facultate înainte, păi actorii mor de foame, nu știu ce. Eu nu am povestea asta. Părinții mei m-au susținut de când eram mică să fac, m-au dus la balet, m-au trimis pe la cursuri de actorie, veneau la trupa de teatru să vadă spectacolele și puneau prietenii să cumpere bilete și ăia. Când am vrut să dau la UNATC, mi-au plătit pregătirea, au stat cu sufletul la gură, au stat cu mine acolo, în curtea facultății. N-au zis niciodată, nu faci asta, așa că nu. Ai făcut teatru, deci ai făcut niște ani de teatru. Am făcut un ATC. La ce clasă? La Doruana, adică anul avea Doruana. N-am făcut actorie cu Doruana. Am făcut la clasă cu Valeria Sitaru și Vlad Logigan. Ce ai fi făcut altceva dacă n-ai făcut stand-up? Sau teatru, sau film? Ce te vezi făcând? Aveai clătitorie în Vama Veche? Cred că da. Aveai cred salon de ăsta de oje, de făceai... Cred că da. Mie mi-ar plăcea mult de tot să fiu casnică. Este o dorință asta, să stai, nu? Mamă, Doamne, deci mi-ar plăcea să nu am nimic de făcut, dar, adică îmi place să fac treabă în casă, să spăl rufe, să fac mâncare. Speli tu rufe, spală mașina, le bagi în mașină și apeși butoanele. Faci așa și le atârni. A, le faci, deci. Faci așa, le atârni. E greu și asta, nu? Să merg la piață, să aleg ce să cumpăr, să fac mâncare. Să faci mâncare? Da, da, eu gătesc, îmi place să gătesc, dar acum n-am timp deloc să gătesc și mie mi-ar plăcea. Asta ce mișto sună la voi asta să mor eu, deci v-aș împușca pe toate cu... Îmi place! Mamă, îmi place să gătesc, deci pasiunea mea e gătitul, n-am timp. Să știi că... Păi, e ca și cum n-ai avea-o. Știi serios? Că și pasiunea mea e sailing-ul. N-am nici barcă, nu. Nici nu-mi permit, dar aș face-o, știi? Până acum câțiva ani când n-aveam atât de mult de lucru cu mama, cum slavă Domnului că am, dar... Când nu aveam așa mult de lucru, găteam dimineața până și seara, serios. Găteam niște deserturi de nu mă credeau oamenii că nu le-am cumpărat de la cofetărie. Îmi place mult să gătesc, chiar nu mai am timp. Și în afara deserturi, care erau mâncărurile care ți ieșeau cel mai bine? Paste. Paste. Paste și le fac de la zero, adică fac și pastele. Da? Da. Tare asta. Da, chiar îmi place, nu zic așa, iurea.
Nice. Eu nu pot să mănânc paste că mă balonează foarte tare. Cu toate că sunt pasionat de paste și eu gătesc. Multe lucruri mă balonează, dar asta e viața, sunt bune la gust. Băi, eu la astea nu mai pot, eu le gătesc la copii, adică le fac și mie îmi place să gătesc paste la greu. În toate formele, de la paste cu sparanghel până la paste cu ton și așa mai departe. Și fac paste fiecare diferit și fac și pentru vecini. Doar că eu nu pot să mănânc, că dacă mănânc și mai beau și un pahar de vin... Da, draci, deci nu că ridic patul de la sol, e ceva nenorocire. Ce nasol e, de jur la o vârstă când încep chestiile astea. Mi-aduc aminte de Crăciun, că eram la niște prieteni acasă și eram toți cu trifermentul și colebinul la noi. Da. Eram la modul, mamă, frate, mi-e rău, mă duc acasă la 11 și un sfert că mi-e rău, e trist. Da, și asta cu să mănânci paste. Deci, Maria, ai gătit niște paste? Bă, băiatule, deci am mâncat cam multe, știi? Mi se pare aiurea că nu putem să mai ducem o farfurie de pastă. Eu unul, vorbesc despre mine, nu pot să mai mănânc pastă. Deci la modul ăsta. Și cu toate că mi-ar plăcea să gătesc în continuare, să și mănânc ceea ce gătesc, dar e. Și în afară de paste, că pare că oricum pastele nu sunt din zona drumul taberei. Nu sunt din zona drumul taberei, dar am învățat să gătesc. Știu să fac orice, știu să fac sarmale, știu să fac ciorbă de sarmale, burtă. Sarmale le împăturești tu? Acum da. Ar fi fost tare să... Da, și foile de viță le fac eu. Nu, nu, dar știu să pastele. Fac orice. Serios vorbesc. Bravo, și cu toate astea Mincu arată destul de... Arată bine, da, pentru că el e mai serios așa cum mănâncă, are mare grijă și face foarte mult sport. Asta e bine, pentru că așa dacă tu ai sta acasă și ai și gătit, ai fi fidăriță de aia urâtă care ai zice... Am fost la un moment dat, fost am fidăriță. Fost fidăriță, pentru că și el, vezi, la el nu se vede, e bărbat, e super înalt, dar a slăbit 20 de chile. Super înalt, ce frumos da. Aici, aș vrea să se uite la podcastul ăsta. E frumos, e înalt, e super, super înalt. Super înalt? Dar și ce femeie, adică nu intră pe tot cu ușii? Nu chiar, dar e un tip înalt, adică nu vedeți că a slăbit 20-25 de chile în ultimii 2 ani. Ai vreo glumă la care nu poți să renunți și pe care de fiecare dată când o dai se aude fluierat în sala, fluierat, adică la modul fluieratura de... Nu, dacă e așa, renunț. Nu, dacă e așa, renunț, nu insist, nu mă dau curul de pământ. Chiar dacă poate mie mi-a plăcut, e ceva la care am râs, eu am văzut o dată de două ori, de trei ori, că n-am mers, gata. Dar care crezi tu că e cea mai penibilă glumă pe care ai spus-o vreodată și s-a râs și tu nu înțelegi cum dracu se râde de la prostia aia? Îți spun sincer, de fiecare dată când renunț la un material și îl văd filmat, nu neapărat pe net, am multe chestii pe care nu le-am pus pe net, le-am eu acasă, mă uit și nu înțeleg cum am putut, mi se pare totul prost, mi se pare prost, era foarte prost, nu pot să mă uit la mine deloc, mi se pare ce îmi vine să mă uit la mine să-mi dau comment de hate, da. Ce vrei fă, nu ești amuzantă deloc, jur. Da, și eu sunt la fel, nici nu pot să mă uit la materiile cu nu mine. Nu pot să mă uit, mi se pare prost, dacă vrei să mă întrebi, totul e prost, mie îmi place doar materialul care e acum. Care îl dau mâine la club, ăla îmi place. Dacă o să-l schimb luna viitoare, la revedere, nu-ți mai place. Pare prost, a fost foarte prost. Asta este rețeta lui Jim Carrey, după cum știi. El când le scria, le făcea și când le făcea și apărea undeva filmat, în momentul ăla nici că nu le mai ținea minte, adică asta spune. Eu nu știam, mă uitam la omul ăla și nu înțelegeam cine e. Da, și eu la fel, dacă apar filmate undeva, nici nu mai știu textul ăla, nu mai împace. Zim, s-a întâmplat o chestie la Ploiești, s-a urcat unul pe scenă în timpul show-ului. E, da, acum 1000 de ani s-a întâmplat. Și ce a vrut să-ți facă? Nu e așa interesantă poveste. Mai mult interesant a fost că mi-am făcut eu material după aia despre asta, care era evident exagerat. Știi că sunt oameni în sală care confundă chestia asta și cred că ei trebuie să contribuie la spectacolul tău. A încercat să fie și el funny. Da, ei nu știu că noi putem să facem tot spectacolul singuri. Chiar de-aia suntem plătiți. Da. Și unii vor să te ajute să-l faci. El m-a ajutat. Simte momentul ăla, ce voi lua asta e scârție acum. Pare eu cred că ăsta e momentul meu. Fi uitat textul, ia să intru eu cu o glumă. De am zis-o eu și au râs. Dar să știi că uite, am avut un moment la Pitești cu Țuțu. Când la început tu nu știu ce făcea impro și la un moment dat a intervenit de atât de multe ori încât la un moment dat i-am zis, băi băiatule, dacă vrei să faci treaba asta, să fii tu mai funny decât noi, vino aici la microfon, săptămâna viitoare zic avem stand-up, acum avem impro. Vino săptămâna viitoare, îți dau microfonul, vorbește ce dracu de căcaturi ai tu de zici și dacă râd ăștia, du-te mai departe. Și a venit omul. Serios? Da, și l-am urcat pe scenă, deschidere 5 minute și au râs să ia. Serios? Da. Să spună Țuțu, asta e povestea lui. Nu poți cred că asta e povestea ba lui. Da, era ba un da. Heckler și acum face stand-up? Da, nu neapărat heckler, dar ideea că vorbea non-stop și la impro, bine, la impro și permite că comunicam cu publicul, dăm titlul, dăm locuri, am dăm înțeles. Nu știu, știu, dar el era tot timpul și oricum ce zicea râdeau ăia de la masă. Zice, unde se întâmplă acțiunea? La mare! La mare le-a zis Țuțu. Știi, era ceva ciudat și m-am enervat și am zis, bă, ia fii atent. Vino, și-a urcat la Pitești. Eu nu știu acum dacă mai a apărut undeva, dar nu cred.
ce mi-aduc eu aminte acum. S-ar putea să mă înșel, dar eu așa știu că e povestea. Dacă exact asta e povestea, e foarte bă, tare. Bă, jur că da, așa da, am zis, da, băi, l-am chemat la noi după spectacol și am zis, bă, băiatule, vrei să faci, vrei să urci? Da. Vino săptămâna viitoare. Vino săptămâna viitoare, urcă 5 minute și vezi care e treaba, dacă ești pregătit tare, zilnic, da. Da. Nu, a fost un tip care a exagerat așa, la un moment dat s-a gândit că ar fi ok, nu era suficient material cât băgase de jos și a urcat pe scenă. Și eu nici n-am văzut de reflector, am văzut direct un om în fața mea care mi-a băgat mâna așa și m-a pupat și a făcut și așa. Și efectiv, îți spun sincer, mi s-au tăiat genunchii pentru că tu nu știi ce o să facă ăla. Eu acum știu că el doar m-a pupat pe obraz și s-a dat jos, dar eu nu știam ce vrea să facă. Și evident că l-au dat afară, partea amuzantă este că, după ce l-au dat afară, a zis că îi pare rău, credea că e interactiv spectacol. Și ăla era momentul de pupat. Cred că era așa, interact, și am făcut un material despre asta. Am zis, normal, păi noi de-aia o ducem pe Maria aici, o dăm cu spray înainte, o parfumăm și puneți mâna pe aia, faceți. Da, o pupați când vreți, când simți că vrei să o pupi, urci, da, o pupi. Iar de-aia e venită la Ploiești. Da, într-un fel sau altul, spunând glume, să zicem că, da, îți dai seama, Angela Siminea să fi fost acolo. Și la un moment dat omul să fi zis, fix acum. Vom zbura către mileniu. Mă duc. Îți dai seama că s-ar fi întâmplat și excelent, da, nu cred. Ai frici, ai temeri mari, ai perioade de, nu știu, ai momente de anxietate, de atacuri, de panică, ai chestia asta? Rău de tot, rău de tot, am anxietate. Și n-ai fost, nu le tratezi, nu mergi la psiholog? Merg la terapie, da, am mai nouă claustrofobie, e mai nouă chestia asta și pf, e nasol pentru că nu mai urc în lifturi, mi-e super greu în avion, oribil de greu. Și trebuie să călătoresc, e complicat când ai claustrofobie, pentru că oamenii în general nu prea înțeleg partea asta cu psihicul, pentru că dacă nu te-ai lovit la mână și se vede sânge, nu are ce să te doară, revino-ți. Dar creierul e cel mai complicat lucru, unde dacă te doare nu se poate rezolva așa ușor, nu poți să pui pansament să treacă. Și da, am anxietate foarte nasoală, din păcate. Și te-ai gândit că poate de-aia te-ai apucat de alergat? Da, că da. Că fugi de ceva? Da, și metaforic poate să fie și asta sau așa psihologic, dar ajută foarte mult. În zilele în care ies la alergat și încerc să fie puține zile în care nu alerg, pe parcursul zilei ai o stare mult mai bună, e foarte mișto. Pe bune, sportul ajută enorm, enorm psihicul, foarte mult. Sunt convins de asta, iar tu ai început să alergi și alergi în fiecare zi de câtă vreme? Aproape în fiecare zi, adică nu alerg decât dacă nu am timp și nu pot. Dar alerg în general dimineața, de vreme, în parc sau depinde, nu știu, acum vin de la mare, am alergat la mare pe malul mării. Nu e o scuză, știi, dacă sunt în vacanță să zic, da mă, da, sunt în vacanță. Am văzut, a fost în Portugalia, nu știu unde, și erau toate postările tale, erau de la alergat. Da. Eram, bă, da, nu s-au dus și în Portugalia. Nu mănâncă și ceva, nu beau și ei, nu stau liniștit. Păi am mâncat, am băut, stai liniștit, bă, am băgat în noi. Și să fugi așa ca nebuna în fiecare dimineață, mă trezesc și eu și soarele sus pe cer. Unde-i mă, asta, ai plecat, mă, îmi place foarte mult. Câte perechi ai dat și ai rupt până acum? N-am rupt, că sunt de calitate. Ah, scuze, da, am înțeles și nu, ești cu, nu mergi la alergat cu unghiile făcute sau cu pedicure. Nu, eu nu prea sunt cu unghiile făcute, recunosc. Dar, da. Deci, ai asta, dar care e cea mai mare temere a ta sau cea mai mare spaimă? Avionul. Avion? Da. Ai frică de zbor? M-am dat jos de 4 ori din avion, înainte de decolare, am oprit 4 zboruri la viața mea, le număr, de fiecare dată când zbor cu avionul mai notez. N-am plecat în luna de miere, aveam o perioadă foarte nasoală atunci în viață și m-am dus de 2 ori la aeroport și m-am întors și până la urmă am urcat în mașină și am plecat în Tasos, că era mai aproape. Dar cu toate astea ajung în destinații până la urmă, însă din cauza asta n-am fost niciodată în Asia, în America. Vreau să încerc să trec peste și să plec și eu să vizitez mai departe. Să știi că eu am avut teamă de zbor la început, de unde a pornit și numărul de stand-up pe care l-am făcut cu ușa de urgență. Eu chiar acolo am stat la început, dar eram și puțin beat și de asta a fost, adică am scris la glume, mare parte e un sâmbure de adevăr, după e ficțiune, dar fiind beat când primul meu zbor la 28 de ani, când a venit femeia și a zis că eu sunt un pasager special și în cazul în care se întâmplă ceva eu trebuie să deschid ușa aia și la, să evacuez întreaga aeronavă și după aia să ies eu ultimul, eu fiind și beat. Bă, eu, pe mine m-a bunit râsul, dar nu m-a bunit râsul, mi-a sărit ceva din gură, nu știu ce, și eu i-am zis, doamnă, puneți un bătrân, un om serios aici, zic, că eu o să leșin. Și a zis, dacă vorbiți serios, chiar o să vă schimbăm, că avem nevoie de oameni de încredere aici. Bă, deci m-am simțit că am condus avionul până la Valencia. Da. Am stat cu o teamă că nu știam când cade să-mi fac treaba. Adică eu n-am putut să dorm, că m-am zis, bă, dacă o să cadă, trebuie să apuc să deschid aia.
unde te culci, cade avionul și o zic că ea, bă, ce dracu a făcut ăla, mă? Nu trebuia să deschidă ușa. Bă, și n-am putut să dorm tot zborul, 3 ore am stat așa. Mamă, și puțin până la când, Valencia ajunge când imediat. Turbulență, nu știam ce stai la turbulență. Când începea să tremure, ziceam, nu, Cătina, dă-te, să fii pregătită, că era... E... Știi când ne intrează turbulență, eu tot ziceam, să fii pregătit să poți să trec de tine, că până scot alea, până nu știu ce. Asta unul la mână. Tu aveai treabă. Și ce este adevărat, și n-am inventat-o, este că ne mai zbură niciodată și fiind un băiat crescut la țară, eu m-am pus pe scaun și când a zis să ne legăm centurile, m-am chinuit foarte mult cu centura asta de aici, să o trag în asta aici. Și în care a venit aia, eram tot mare. Eram așa, încătușat cu asta și aia, excelent, aia a râs. Excelent. Și eu am crezut că ea mă recunoaște bine, că făceam de vreo câțiva în stand-up. Am râs și eu. Și a zis să vă puneți centura cum trebuie. Și am zis, e mică, dacă era mai mare, o puneam cum trebuie. Adică excelent. M-a desfăcut ea frumos, grijulie, ca o mamă a făcut cing-cing. După aici a pus-o doar aici. Știi ce am zis, nu? I-a zis, păi așa nici nu ține. Nu. Eu, da. De seama, femeia cum a povestit după aia, bă, fiți atenți ce-am pățit cu bine, unul de la țară. Bine, nu eram încă o dată, 28 de ani, nu. La 28 de ani ai zburat prima oară. Da, prima oară. Am mai zburat cu avioanele astea de erbicidat, de agricole. Mama fiind inginer agronom, avea avion de ăsta care dea, ce nu tare. A mama, avea fermă. Și pilota și mama ta? Nu. Ah. Aveau pilot special pentru asta, pentru un greșământ, pentru nu știu ce, la fermă și mai urcam și eu cu ei. Până un scăunel între și am mai zburat cu asta. Dar ultima oară trebuie să spun, îmi plac gagii cărora le e frică, se cacă pe ei de frică în zbor, dar o joacă invers. Mm-hmm. Băi, și am avut un zbor... Stau nervoși așa. Nu, am avut un zbor acum pe Valencia, acum vreo lună. Ideea e că s-a stricat vremea între timp, ăla capitanul a zis, da, Valencia, nu știu ce. Băi, când a început coborârea, după ce am trecut de plafonul de nord, cred că mai aveam vreo 4.000 de metri, 3.000, nu știu, poate chiar mai puțin. Ideea e că a început să facă foarte rău avionul. Acum, asta vreau să zic de fapt, la început mi-era frică, după aia am început să zbor foarte mult, nu mai mi-a fost frică deloc, am început să dorm în avion, nu mai mă interesa. Acum, cu cât zbor mai mult, a început să-mi reapară puțin teama, dar nu e ca și cum, că știu că nu poate, nu are cum să cadă, cum, așa înțelegi? Are. Dar tot căcat când îți cade paharul ăla de, sau ai un gol de la de aer, de îți rămân ochii sus și corpul jos, te sperii. Deci mă rupe doar conversația asta. Da, deci erau ăștia, avionul făcea foarte rău și gagii ăștia stăteau pe scaun, au început o discuție, dar vorbim tare. E un fel de, aici când treci după mare pe apă, sunt tot felul de curenți. Exact. Și ăla a zis, știu exact, ții minte la Salonic că la fel făcea? Da. Și aici la fel, că vii după mare, intri pe uscat, aterizezi pe mare. A zis unul și a zis, ăla altul zice, nu, faci de două ori totocolul ăsta și portanța normal că îi dă această trepidație. Bine, avionul făcea foarte rău, da. Ei vorbea foarte tare, dar avionul făcea așa. Eu am pus centurile pe copii pe tabletă, nu știu ce, nu știu că te-a cir, zic, e vânt, garantat e vânt tare lateral și de-aia se întâmplă. Și la un moment dat unul a zis, ar putea să fie vânt, și a zis, nu, fac așa de la vânt niciodată, a zis că... Băi, și am făcut asta și a zis Cătărie, tot mă abțineam și la un moment dat, băi, am uitat de ce se întâmpla, pentru că a fost o aterizare destul de nasoală așa, dar n-am putut să mă abțin și mi-am scos centura de-a trebuit și m-a ridicat că erau rândul din spatele meu ăsta și aici unul în spatele meu. Și m-am ridicat așa la ei și le-am zis, băieți, fiți fără grijă, n-are cum să aterizeze normal. Băi, în secunda aia m-au și mă și recunoscuseră și am fost foarte serios. Deci în momentul ăla, doi dintre ei au fost așa... Și până la aterizare, deci vreau să spun că am pus avionul jos, eu eram pe rândul 2, ăștia erau pe 3 și când m-am ridicat, doi dintre ei aterizasem de mult. Erau așa. Săraci, băi, deci doi dintre ei cred că au trebuit decuplați așa cu degetul de aici, de unde erau. Nu e, bă, mare, curent, știi, deci vă mor pe asta. Vă mai bine să-ți fie frică. Adică, nu, mă, poate se încurajau, eu înțeleg. Băi, nu există asta, deci eu am Chișu, da? Plec cu Chișu la Malta și intrăm într-un Turkish, pe ultimul rând din avion, acolo să nu stai niciodată. Nu am stat niciodată, doar pe primul rând stau forever. Da, deja, pe ultimul, ca culea. Și eram Chișu, eu și Cătălina, nevastă. Și la un moment dat, cred că avionul din fața noastră a simțit golul de aer, dar n-a apucat să comunice ăstuia, erau foarte aproape unul de altul. Și am prins un gol de aer pe decolare.
nu e ca și cum zbori așa și la un dat cade avionul. Ci efectiv el se chinuie să se ducă, să nu știu ce, și la un dat în asta face bum. Bă, și a făcut așa. Și în momentul ăla eu mi-am simțit viața plecând din mine puțin, că n-am știut ce se întâmplă. Bă, și m-am uitat la Chișu și Chișu a întins mâna sus să se sprijine de asta de sus, că n-ai de ce să te apuci, nu e ca la mașină să prinzi alea. Și a zis lui Chișu, bă, dacă ai ridicat tu mâna să te prinzi, eu ce trebuie să fac? Și a zis Chișu, bă, nu știu, dar asta n-am trăit-o niciodată. Mamă, deci eram... Asta îți dă nesiguranța când zbor cu unul care a zburat mii de ore și ce bă, nu mi s-a întâmplat niciodată. Dar să știi că poți să treci peste frica asta cu un singur lucru. Ți-l spun de pe acum. Să ai curajul la următorul zbor să rogi însoțitoarea de bord să vorbească cu cine este comandantul aeronavei. Să te ia la decolare și la aterizare. Da, sau și una și alta. Am mai auzit asta. Mi-a zis și Natanticu. Nu vreau. Băi, nu vreau. Crede-mă, pentru că vei înțelege mecanica lucrurilor, vei înțelege înțeleg cum stau mecanica. Lucrurile în aer. Nu e adevărat. Dacă nu ești acolo cu ei să vezi o aterizare și o decolare, nu o să-ți treacă niciodată. O să rămâi cu frica asta. Eu am prieten care nu zboară. Bogdan Naumovici, știi că nu... Chinui. Nu, adică zbor, mă chinui, dar zbor. Adică am fost și de curând în niște vacanțe și nu mi-a plăcut și eu am prins de curând o altă chestie. Am zburat pentru prima oară cu compania asta, mă rog, nu știu dacă contează, dar o companie spaniolă. Aegean? Nu, Vueling. Nu, ăștia-s greci. Vueling. Da, Vueling-ul, da. Din Tenerife în Barcelona. Și... știi că eu am fost și la niște cursuri de astea legate de frica de zbor, chiar înțeleg niște chestii, deși am înțeles că, bă, dacă vrei neapărat să-ți fie frică că o să se dărâme avionul, la decolare și la aterizare, în rest, nu se poate întâmpla nimic. E clar că tu știi despre ce vorbești, pentru că aici să se dărâme avionul. Să se dărâme, să se prăpădească. Mie mi-e clară treaba că e studiată problema. Și când a decolat avionul, după 20 de secunde, stewardesa și-a smuls centura de acolo de unde stătea și a făcut și s-a ridicat în picioare, m-am căcat pe mine, pe crac, m-am căcat. Da. Că uitase să stingă lumina. Uitase să stingă lumina și ea s-a gândit să facă... Și asta pentru că nu zbor decât pe primul rând, pentru cade. Că vreau să nu... Eu am și chestia asta cu claustrofobia și ca să, adică nu mai sunt alți oameni, e doar spațiul ăsta de aici și am crezut că leșin. A fost nasol. Urât. Dar zbor oricum, n-am ce să fac. Băi, Marie, eu zic să te liniștesc pentru că am trecut prin lucruri și mai rele. Eu am comandat un Bloody Mary. Da. Mi-a venit paharul pe zbor național. Pe elice, la noi. Zbor de o oră și puțin. L-am pus pe tăvița aia, pe ce am băut. Și zburând așa, lin, la un moment dat a făcut ceva, îmi par. Plâng! Băga degetul așa. Și am scos un șurub. De 2,6. Da, mă, da, dar nu se deschidea. Am încercat cu mânuța să-l pun la loc. Și am zis, da, doamna, aveți un briceag? Și a zis, doamna, pentru ce? Între partea cuțitul să-mi fileteze ăsta aici. Și a zis, păi a căzut din asta? Da, din avionul dumneavoastră, a căzut la mine în Bloody Mary. Și a zis, ea a zis, de la ce-o fi? Doamnă, n-ar rost să ne întrebăm. Hai să-l prindem? Lăsă-mă acolo prins. Deci, dar vreau să spun că eram cu Neamțul nu s-a putut opri din râs, mă, până am aterizat, pentru că, când spun eu, bă, cum, deci, oricum arăta avionul rău, e bine că le-au scos, nu mai sunt astea, le-au înrenoit toate tarul. Bă, dar a fost așa pe genul să cadă șurubul în timp ce zbori? Păi, vorbim de siguranță. Da. Ce siguranță? Că puteam să-l înghit să mor? Da. Cum ar veni să... Nu a căzut avionul, dar a murit bou că s-a negat cu șurubul de la tarom. Da, da, asta era da. O treabă. Doamne, da, mamă, cât am vorbit despre avion, da, da. Da, o să tăiem, o să fie doar un minut. Ți-e frică de zbor? Da, atât. Da, asta e bine la podcastul registrat. Tai tot, se frică de zbor. Ba nu, o să scot altceva. Păi nu lăsați tot, tăiați, faceți. Nu, o să, cred că pot să fac și un montaj. Cum e cu zborul? Se frică de zbor? Nu, mie îmi place să-mi rup centura. Zic, și nu știu ce. Știi, să fac o de-asta. Să nu mă mai lase ăștia pe zbor. Cum e o casă în care stau doi comedianți, soț și soție? Păi, pentru că amândoi suntem comedianți și cum știi și tu foarte bine, noi comedianți între noi, dacă suntem doar noi comedianți între noi, avem niște glume pe care nu poți să le spui niciodată, nu poate să afle nimeni ce glumim noi când suntem doar noi acolo. E cel mai grav. Că m-a întrebat cineva de curând, am fost invitată să fiu în juriu la Iumor și Mincu a fost chemat să-mi facă roast-ul. Am văzut moment. Și eu chiar nu știam că vine, dar nu că nu știam, l-am întrebat dimineața, bă, de ce te bărbirești? Păi poate mă filmează și pe mine ăia, ce să te filmeze, te-au chemat ăștia să-mi faci roast-ul. Și a zis o minciună că da, l-au sunat, dar a zis că nu, că îi se părea aiurea, că ar fi avut emoții și nu știu ce.
și mi-a făcut un roast super dur și oamenii m-au întrebat, bă, da, nu te-ai supărat? Și voiam să le zic, bă, n-aveți idee ce glumim noi când suntem doar asta noi, să zic. Mult mai am rău. Văzut momentul ieri pe internet și vreau să spun că Mincu a făcut un roast lame din punctul meu de vedere. A, ție nu ți-a părut dur. Voi, de cap. Păi da, cred că Mincu ar fi putut dur să facă un roast mult mai dur, care ar fi fost în mințile unui roast, a fost foarte politicos. Și eu n-am înțeles niciodată de ce la finalul unui roast lumea se ridică în picioare, aplaudă și toată lumea e excelent, mulțumesc, mulțumesc. Da, mă, pentru că nu e așa. Ba da, nu pentru e așa, că e o chestie la, de drop de mic, am venit, am zis despre tine că ești grasă, că ești nu știu cum, că nu știu, bau, la revedere, nu pa, pa. Nu e adevărat, mă, e o chestie pe care o faci de drag, e ca atunci când te întâlnești cu prietenul tău cel mai bun și nu-i spui, pentru că e cel mai bun prieten al tău, nu-i spui ce faci, mă, ce bine arăți, zici ce faci, mă, prostule. De acord, știi? Cu tine, dar la roast e despre, deci îți iau toți morții. Da. Și după aia ne pupăm. Dar nu ți-au morții. Eu fac mișto de tine că ești gras, dar dacă eu fac mișto de tine că ești gras, poate să fie o glumă care e super amuzant construită și e mult mai răutăcios dacă eu ți-aș spune acum, auzi, bobo, dar tu tricoul ăla te gândiți-l azi? E mai mare răutatea asta. Să știi că ai dreptate. S-ar putea ca punctul meu de vedere să fie denaturat din ce cauză? Pentru că Antena 1 a tot ținut o langa cu rosturile astea de ceva vreme, mm-hmm, iar unele dintre ele au fost total nepotrivite. S-au chemat posibil, oameni da, care nu trebuiau puși în postura asta. Și eu am cu văzut treaba asta, poate să fie și mi-a asta, da, repugnat, adică am zis, bă, pff, a, un căcat, nu se poate să faci așa ceva. Și atunci, când vine un comedian care poate să da, facă să un rost dur, adevărat, bă, te aștept să spele păcatele la tot ce s-a întâmplat. Da, mă, dar gândește că tot TV e. Pe mine mă întreabă oamenii pe stradă dacă mi-am iertat soțul. Oamenii nu sunt obișnuiți să vorbească așa. Apropo de cum e viața cu doi comedianți în casă, dacă glumim și așa, da, doar că mult mai rău decât ce se vede. Adică, na, pentru că noi doi suntem și colegi. E foarte ciudată situația, dar noi așa ne-am cunoscut, fiind colegi. Am lucrat împreună la teatru, am fost colegi la un ATC și pentru mine chiar e o persoană diferită min cu colegul meu. Adică, cred că dacă am avut la teatru scene în care trebuia să ne pupăm, pe cuvânt că o făceam mai mult, știi, tehnic, ca să se termine, aveam altă treabă, după aia altă scenă, altceva de făcut. Sunt două moduri în care suntem, așa. Am înțeles. Dar el cum știe când faci tu la mișto sau când e serios? Ne cunoaștem mult prea bine, suntem împreună de aproape 12 ani. Eu nu cred că e de ajuns. Nu, ne cunoaștem mult prea bine, e destul de clar. Maria, tu ai față și ești genul ăla de om care poți să faci mișto la un moment dat și să nu se prindă lumea. Iar eu cred că într-o viață de cuplu, eu nu știu, dar nu, cred că prinde, tu faci se glume. Se prinde, se prinde. Fac, da, fac și glume, poate răutăcioase dacă mă enervează, dar se prinde. Nu cred că nu se prinde. Nu știu să zic acum, stau și mă gândesc dacă la un moment acum, știi, când nu s-a prins el, dar nu, ne cunoaștem prea bine și pentru că și lucrăm împreună, suntem cam non-stop așa împreună, știi? Înțeles. Când ești la ciclu, ești recalcitrantă, trântești dudui, când faci ești la ciclu, dor șoldurile, ești genul. Deci când ești la ciclu, ai ciclu normal sau de la cu dureri? Femeile când da, sunt la ciclu au tot felul de hormoni care alergă prin corpul lor, așa. Păi da, dar sunt diferite stările. Și pe unele, de exemplu, le pune la pat, trebuie să ia medicamente. Unele la unele nu se simte mari, deloc. Da. Unele au dureri mai mari. Ce fel de ciclu ai, Maria? De când fac sport, am dureri mult mai puține. Și recomand, dacă ai dureri de ciclu, bobo, să faci sport. Ok, ok, Maria, mulțumesc foarte mult. Iată, fetelor, că problema e rezolvată. Nu mă, dar faci rău? Te enervezi din orice? Îți sare muștarul? Mai mult înainte, se numește sindromul premenstrual. Am avut acum deja cu un flashback cu gluma lui Mincu. Sare muștarul și cei 5 mici și cei 4 mici, e gluma lui Macanache da, asta, dar da. Deci ai hormoni care te fac ca să și toate femeile. Zim cum faci să refuzi o partidă cu soțul tău când nu ai chef, dar nu știi cum să o dai fără să o tai și să se supere. Ce îi zici? Nu prea refuz. Olu. Ce zodie ești tu? Acolo. Ce zodie ești tu? Câți ani ești rei tu? Băi, fetițu, tu ești conștient de ce zici aici? Nu prea refuz? E, mă, vârstă... Ce zodie ești tu, mă? Săgetător. Este, mă, cu unul de la capăt interviu.
Și nu prea refuzi? Nu prea, nu, nu prea. Să nu-mi spui că, de fapt, el mai refuză din când în când. Nu. Nici el. Nu, chiar ne... Constant. Da. Îmi face o prescripție medicală? Nu. Trecem la filme. Revenim cu istorie. Aoleu, să nu mă întrebi de cultură generală. Nu, mă, nu, că n-are niciun rost, că oricum ai dat lumea peste cap. Ești a cincea femeie de la mine de la podcast, pentru că trebuie să spun că publicul nostru a așa, luat-o ușor de la Felipe până la Adela. Ești a cincea femeie și acum cred că mulți acasă au zis și fiind vineri seara au zis, bă, voi ați auzit ce a zis fata asta? Că nu refuză. Bine, ori zice femeile... Pe soțul meu. Păi are, pe soțul ei, da, vorbesc de viață de cuplu, dar... Cred că unul să zică, păi are 30 și ceva de ani, stai să o văd eu când o fi ca noi. Sunt sigură că mai încolo n-o să mai am chef, acum încă am, am 31. Foarte bine, mulțumim înainte, păi mulțumesc. Nici nu poți zici că ai 30 și ai tot 20 ceva, da? Oh. E fericit, bravo Mincule. Te ține Dumnezeu sănătos, pe el, am zis că dacă tu oricum n-ai nicio problemă. El și e, cum ar veni, dacă mă întrebi, el e un fel de Jason Momoa al tău, adică... codiță, arată bine, merge la sale, e frumos. Dar zi-mi și mie, care crezi tu că, în afară de Mincu, este cel mai sexy comedian de la noi din țară? Sexy? Mm-hmm. Sexy. Da, mă, sexy. Nu știu, uite, Bordea are tatuaje, mușchi pe el, nu știu ce. Toma, e micuț, zici că e de plușe, poate se pare kinky, nu știu. Ceva, te gândești așa, care e sexy? E foarte dură întrebarea, da, asta. Da, vezi, nu te-ai gândit niciodată pentru la treaba asta, că-s colegii tăi și ai zis, mei, da. E ca da. Și cum te întreb, ai două surori, care e mai sexy? Da, eu pot să spun, da. Da? Da. Nu, nu cred că sexy comedianții de la noi, îmi pare rău. Bine, mă, unul care să aibă mai un je ne sais quoi, un chiar mai pus într-o situație foarte dificilă. Nu, glumesc, sunt băieți păi sexy în felul rând. Lor. Hai să-i luăm pe rând, hai să-i luăm. Sorin, uite, Sorin, părul agrizonat, așa, înăltuț, e pare sportiv, da, așa. E sexy. E sexy. Da. Cristi? Popesco, super sexy. E foarte aproape de Sorin ca și sexiness și greu de... Dar da, și el e foarte sexy. Are și barba aia. Și barbă și chelie. Toma? Toma ar fi primul, cel mai sexy. Cel mai sexy. Teo? Și Teo, da, și Teo e sexy. Vio? Vio. Costeluș? Nu mă aprinde acum. Costeluș? Costeluș. Da, și Costeluș e sexy. Toată lumea e sexy. Eu... Dacă îi pui pe toți împreună, zici că-s gașca cangrenă din Powerpuff Girls. Eu sunt sexy? Tu ești, în afară de tine, restul sunt sexy. Oh. Eu am zis că trebuie să ajungem și la nivelul în care să și plătim invitații, dar nu mai știam că se întâmplă atât de curând. Dar acum sincer, ce-ți place la mine și ce nu-ți place la mine? Ca să spun și eu ce-mi place la tine și ce nu-mi place la tine. Să știi că nu te cunosc atât de bine. Așa, mi-am din dat seama că niciodată nu am băut un pahar de vin împreună. Nu te cunosc atât de bine încât să spun că nu-mi place ceva la tine. Cred că e destul de dificil să spui că nu-ți place ceva la cineva. Cred că... Nu știu, nu, deci sunt dificile întrebările astea pentru că nu am petrecut atât de mult timp împreună încât să spun, bă, uite, nu-mi place când faci chestia aia. Sau îmi place super mult, știi, când ne okay, da, noi da. Sau lucrăm împreună și faci așa și pe din... Băi, nici eu nu te cunosc, dar uite, de exemplu, eu pot să spun că apreciez foarte mult la tine franchețea, faptul că ai curaj să vorbești de niște lucruri pe care alte femei le consideră subiecte tabu și iar mai îmi place la tine partea asta de comedian pentru că tu știi să folosești acest atu al tău că ești femeie și nu ești bărbat și ai momente pe scenă în care poți să faci glume care să fie total lipsite de politically correctness-ul ăla pe care pe noi ne-a început da. Să ne mai omoare și nu așa pot să e, fac da. Glume de grași, cu toate că eu sunt gras, nu mai pot să fac asta, că vezi, Doamne, jignesc pe nu știu cine.
La tine nu e asta, ești femeie și poți să faci niște lucruri. Și astea sunt, ți-am zis, trei lucruri pe care le apreciez la tine. Ca să zice la nașpa, le-ai zis pasetei înainte? Nu, ăsta nașpa presupun că te-ai mai lovit de el. Mi se pare că de foarte multe ori folosești prea mult și chiar dacă deci pare culeanu... Da. Nu, el e culeanu așa când vezi dar o gagică că zice eu treaba așa vorbesc. Eu am golănit foarte mult și așa vorbesc de la golăneală. Cred că la un moment dat o să vezi, odată cu vârsta o să scap probabil, de ea. Probabil, posibil, odată cu maturizarea. Momentan nu sunt suficient de matură. Bă, totuși, nu mai ești cum erai la început. Cred că la un moment dat când te-am văzut pe la începuturile tale, părea că de frică zici, na, ca și cum te apăreai cu ea. Nu, așa vorbesc eu, numai că, și să știi că eu nu funcționez pe nivelul ăsta, că am auzit de-a lungul timpului puțin, dar am auzit, bă, totuși prea mult pentru o femeie. Pe mine asta doar mă activează mai tare. Adică, cum e că prea mult pentru femeie? Că mai am, nu, dar unde sunteți? Veniți cu noi aici, unde suntem cu toții și nu contează ce sex ai și poți să vorbești cum vrea. Da, plus că eu fac spectacolele singură, eu fac banii singură, poți să vorbesc cum vreau. Dar de ce nu înlocuiești, de exemplu, cu... De ce nu ai toate înjurăturile astea? Așa mi-e felul de a vorbi, asta vreau să zic, nu mă oblig. Știi că unii oameni iau un vocabularul lor, zic amăsii. Nu, ar fi mișto să folosești asta. Așa cum folosești în discuția, adică în glume, să zici, bă, da mea, fii atent, mă duc acolo, dar nu știu ce. Dar nu-mi vine, așa e limbajul meu, am golănit cu băieții la bloc și zic cuvântul destul de des. Ok, bine, se înțelege că nu vorbim, da, fiind copii, nu știu ce aveau. Uite, fii atent, facem un joc, ai preferat să vorbești ca Yoda sau să respiri ca Darth Vader? Să vorbesc ca Yoda. Ai preferat să dai din greșeală like pe Insta unei poze a unui fost iubit? Sau să trimiți din greșeală un mesaj erotic pe WhatsApp mamei tale? Să dau like din greșeală unui fost iubit, că mă doare în, de ei. Nu mai zic niciodată, promit, ultima oară. Aici e Maxima Luvio, care mi-a trimis, nu știu ce l-am întrebat eu, și el mi-a zis, mi-a dat mesaj scurt, era o chestie serioasă, nu știu ce l-am, mi-a dat mesaj să-l întreb ceva serios, și el mi-a dat înapoi sus. Și am văzut mesajul, chiar îmi întrebase ceva serios. Și am zis, bă, nu ești sănătos, ai ceva cu mine? Și el îmi dă înapoi răspunsul la ce îl întrebasem. Și la final zice, scuze, ăla primul era pentru mama. Bă, și mi s-a părut harda, deci am râs, am zis, du-te, bă. După am mai făcut-o și eu și am zis, bă, nu e a mea, dar mi se pare genială. Să dai cuiva din senin, așa să zici, uf, am greșit destinatarul, era pentru mama. Tare. Ai preferat să fii într-un Fight Club care se întâlnește lunar sau într-un Book Club de ăsta care se vede în fiecare seară? Fight Club lunar. Ai preferat să ai în cap o zi numai Baby Shark, Baby Shark sau Macarena? Baby Shark am fără să vreau, că mai fac babysitting și mai... Da? Dar apropo de asta au cântat, știi că invitații la noi obișnuiesc să ne mai și cânte câte o piesă. Da. Ai vreo piesă preferată? Care cântă nu. Cu talent. Nu, mă, nu. Toți oamenii care vin la podcast ne cântă și ceva așa, două, trei versuri de la din preferatelor. Ai un guilty pleasure sau ceva care o mai fredonezi din când? Mi-e foarte rușine să cânt pentru că nu am voce. Nici eu n-am. Da. Ți-e rușine să cânt? Mi-e rușine, fii atent. Deci eu sunt singurul om care atunci când mergem la karaoke, toți prietenii nu cânt. Mi-e rușine, mi-e foarte rușine, mi se pare în capul meu că ar fi trebuit să am voce. Eu am cântat o singură dată la karaoke și am scos toți oamenii afară la țigare în perioada în care se fuma înăuntru. Deci eu când m-am întors deci era ecranul mare pe colț aici la librăria Eminescu, era un karaoke, un Irish ceva. Și am cântat Laura Stoica, un actor grăbit. Și când m-am întors și am terminat, se aplaudat la toți. Ai, și m-am întors, erau toți afară. Și mai cânti? Nu, n-am mai cântat și mi-au zis toți că au ieșit să fumeze, că era fum înăuntru și au zis că se fumează înăuntru și au zis... Eu n-am cântat niciodată la karaoke, mi-e foarte rușine să... Adică cânt la o adică, da? Dar știut engleză de când erai mică? Adică n-aveai cumva piese pe care le înțelegeai altfel decât le cânte? Nu, am știut engleză de când eram mică, am făcut o grădință din asta particulară unde ți se vorbea oricum doar în engleză. Și înțelegeai piesele ce zică ei acolo? Da, am învățat engleză aproape înainte să învăț ca lumea română și asta era un pic complicat cu părinții mei că nu înțelegeau ce zic. Da. Atunci n-are niciun rost să te pun să fredonezi o piesă în engleză care tu înțelegeai altfel decât era. Nu, da, nu mă pune să fredonez. Da, gata, nu te pun, ce să mai... Ce ne cânti și nouă astăzi? Macarena. Ți-e rușine cumva de istoricul de la Google? Putem să-l verificăm? Eu să-ți dau telefonul meu, tu să-mi dai telefonul tău să vedem ultimele trei căutări?
E un challenge. Nu, invitații l-au acceptat până acum. Nu, nu, nu. Păi da, invitații tăi foarte sunt drăguți, au acceptat. Să nu-i dai telefonul, Diana. De ce, mă, să vedem ultimele trei căutări atâta? Păi tu știi că filmăm și ți-ai șters acolo toate alea. Nu, nu. E adevărat, n-am făcut treaba asta. Nu. Plus că până acum nu s-a întâmplat nimic. Nu, nu. A fost Sorin, a fost cel mai funny pentru că am găsit Small Kitchen... Nu, la mine dar e mai rău. Și how to eat, nu, a fapt, kiwi sau ceva, ceva de genul ăsta. Mi-e frică că cine știe ce o fi căutat. Hai să vedem. Dar pot să văd eu înainte să-ți dau? Da, pot să vezi. Ia, dă-mi telefonul să văd un pic. Dar uite, cum se caută istoric? Uite, fiind, ai apeși? iPhone? Da. Uite, intri pe Safari. De ce? Intru pe Safari. Lawyer. Și ce fac? Pe Safari tastez Google, acolo. Așa. La căutare. Da. Acum când apeși acolo la căutare. Uite, gata, ți-au și apărut. A, asta? Da. A, asta? A, uite-te la asta. Uite, când apeși. A, asta, așa? Da, a, da, mă, uite-te. Ia. WhatsApp Web, Java Boats. Deci, fie, unul la mână că ție ți-arată, e mai deștept decât anume, ți-arată și trending searching, adică ți-arată ce caută lumea. Da? Dar eu nu am căutat Mid alea. Mid Gala Red Carpet Fashion. Eu Calia am căutat asta. Nu, nu, ce caută lumea. A, lumea, lumea, da. Da? Kim Kardashian, Marilyn Monroe Dress, Johnny Depp, Amber Heard. Păi asta pare că ai căutat tu. În fine, nu știu. TikTok. Porta Puti Dubai. N-am TikTok, nu. Deci nu. Da. Tu ai căutat așa. Kiehl's. Kiehl's de față produse. Da. Să-mi comand. Dichisar. Dichisar e de haine, să-mi comand. Dichisar. Kites and Bites. E de haine, să-mi comand. Minculei. Eu înțeleg că ea vrea tot timpul, dar... Stai că uite, am găsit ceva frumos. Samaro nuci verzi. Samaro nuci verzi era în meniu ieri la o pescărie și nu știam ce înseamnă. Ok, Digi24, bere țapu, rustic Valea Oltului, nu ai Balcic Makeup Artist, Balcic Makeup, Sunny Dream, Balcic, Regina Maria Spa, Balcic, ești fiartă pe Balcicul ăsta. Asta dăm telefon. A, uite, asta și gata. Niacinamide. Niacinamide pentru față. O să-mi comand. La mine presupun că n-ai, nu știu ce. S-a făcut ceva. Oricum scria... Nu cred că ai ce... E foarte interesant. Da, WhatsApp nu. Web, Java, Boats, Casting the Miracle, How to Fix a Pencil... Ai, mă, pe bune? Da. Nu. How to Fix a Pencil, ai căutat? Mi s-a stricat căcatul ăsta și nu mai... Înțeles. Și nu înțelegeam ce să fac și am dat pe asta. După aia mi-a zis unul, nu aici, pe YouTube. Deci total neinteresante. Ți-a zis Sorin, de departe, cel mai tare history Google. Ce avea? Inclusiv How to Eat a Kiwi. Hai, mă. Da, deci omul a căutat pe internet cum să mănânci un kiwi. Deci după aia avea chestii de-astea. Bucătărie mică, albă, dormitor negru. Era... Nu, nu înțelegi. Am râs foarte mult, trebuie să vezi episodul cu Sorin. Când am intrat în asta, a fost maxim. Am zis-o pe asta cu Macarena. Zi-mi ce ai prefera. Ai prefera să fii invizibilă sau să zbori? Să zbor. Păi și unde ai folosit asta? Pentru ce ai folosit-o? Ca să nu mai stai în trafic? Da, și ca să văd cum e, nu știu. E singura chestie pe care nu avem cum să aflăm cum e. Păi ție ți-e frică să zbori cu avionul? Tu să fii super erou și să trebuiască să zbori dintr-o parte în alta la aia, să păi ajungi da, mă, vomitată toată. Păi da, controlezi tu, nu controlezi alții. Nu-ți pui baza da, la ea. Oricum, da, când ajungi ești așa, bum, și nu mai vomitat așa pe tine, ce turbulență de dincolo de călăra, așa am prins-o. Că tot tu zbor, dar tot aerul tot mai întreba dacă vreau să zbor, nu să zbor, să fie nașpa când zbor. Sunt super erou. Frumos. Zbor bă, așa. Bă, știi super eroul Ave Maria de zboară lin? Da, zbor, merg pe la oameni, întreb da, ce da, mai da. Fac din punct de vedere emoțional. Ai preferat să vorbești în continuu cu accent britanic sau să râzi de fiecare dată când cineva strănută? Să vorbesc în continuu cu accent britanic. Și poți să vorbești cu accent britanic? Prost. Adică ai momente în care îți mai vine să mai spui chestiile astea și să-i zici unuia, bă, iartă-mă, să vorbesc da. Română cu accent da, britanic. Da, da. Nu, nu-mi vine niciodată. Ai preferat ca Mincu să te înșele sau, și tu să nu ai habar sau să nu te înșele deloc și să-l bănuiești continuu? Mamă, cine a pus-o pe asta? Ce... Pomană. Pomană le-a scris tortură asta. Tortură groaznică. Deci, asta e bună. Ai preferat... Băi, e nașpa asta cu femeile care bănuiesc continuu. Adică e nasoală boală. Păi și ai preferat asta am. Sau să te înșele și să nu știi? Păi că totuși dacă te înșeală și nu afli ce nu știi, nu, nu are se cum pune. Să te rănească, mă aleg pe asta. Să mă înșele să nu aflu. Aoleu, o să se uite la podcast și o să zică gata, frate. Mersi da, da, frate. Liberă treaba. Da. Ia vinem cu acostele.
Că, na, câte femei mai sunt. De ce crezi că bărbații au speranță de viață mai mică decât femeile? Probabil pentru că... Fii sinceră. Sunt general duc un stil de viață mai nesănătos decât femeile, în general mă refer. Bărbații. Da, adică bărbații tind să bea, să fumeze mai mult, să mănânce mai mult. Hai să ne întoarcem acum 3 ani la Maria Popovici și să facem o comparație cu mine. Ce viață aveai tu acum 3 ani, să vedem care ducea o viață mai nesănătoasă? Eu nu duc o viață foarte sănătoasă nici acum, eu fac sport. Da. Dar asta este cam singura modificare pe care am făcut-o în viața mea și m-am lăsat de fumat acum 5 ani. Acum 5 ani m-am lăsat de fumat. Dar recunosc că și acum, dacă beau, mai fumez o țigară din când în când. Asta nu cred că e o problemă, că mai fumez la un șpriț, nu știu ce, mai știi o țigară, două. Știi cât de nasol e dacă te lași de fumat și fumezi într-o seară 2-3 țigări la un șpriț, a doua zi ai senzația că ai fumat un pachet de țigări, că efectiv le simți. Dar nici nu-ți vine să mai fumezi alta, că nu mai bei. Nu. Păi asta zic, da. E și o parte plină a paharului, că nu mai, dar nu te mai apuci. Beau alcool, dar mai încerc să mă abțin, să nu beau foarte des. Uh-huh. Și ce alcool îți place? Mie îmi place foarte mult să beau tequila, e preferatul meu alcool la gust. E nenorocire, place și, adică... E nenorocire, dar mie îmi place. Și o bei la pahar mare sau shot? Depinde cum se nimerește. În pandemie, când am stat acasă, am băut și la sticlă, că eram în casă la mine. Da, știi? Bineînțeles. Și mai îmi place să beau vinuț, alb, roșu și roze. A, toate suiurile. Da. Bă, dar ai o paletă destul de... Ești foarte deschisă în ceea ce privește, da. Îmi place whisky-ul și cam atât. E o moștenire genetică, adică e ereditară treaba? Sunteți campioni? Cred că e ceva acolo, da. Uite, vezi că până la urmă... Ai deslușit. Se mești cu maică ta. Bă, mama nu prea așa, nu, foarte rar. Nu, păi place să bea cât un whisky așa din când în când, nu prea pot să merg cu ea la un vin sau din astea, nu-i plac. Nu ține. Nu. Nu-i place. Sunt femei care beau și femei care nu beau, aia. Am un fel de una scurt, am văzut că băieții chiar au lansat și jocul fizic. Am văzut și eu, nu știam, acum am văzut și eu pe net. Oricum mă gândeam la un moment dat de ce nu se întâmplă treaba asta, că e foarte mișto de jucat tare, acasă, da, într-o, da, gașcă, da. Știi? Bine, de fapt e o probă de la impro. Mai multe probe de la impro se pot face, jocuri să le, da, să le faci acasă. Eu am găsit unul la un moment dat, l-aveam și pe aici, uite, la What the Fuck îi spune, e foarte interesant. Dar vezi, unele dintre ele sunt traduse din engleză, da, sunt aiure, și n-au nicio treabă, știi, cum stau multe alte jocuri de genul ăsta. Fiat, un fel de una scurtă. Ce să nu spui atunci când îți iese o țâță din sutien pe stradă și cineva remarcă și se atrage atenția? Doriți lapte la cafea? Ce să nu spui la prima întâlnire cu părinții lui? Niște heroine aveți, domnul. Nu știu ce rămâne din finalul ăsta. Dar după două ori în care ai vorbit frumos, da, 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 da. Am zis, nu vă spuneați, sunt mine heroină, aveți că... Ne trebuie și noi să ne băgăm puțin. Ca să dorm. Că băiatul dumneavoastră a terminat-o. A păpat-o toată. Are venele groase. Ce spui atunci când ai născut, îți aduce copilul în brațe și seamănă lei doar cu tasul? Bă, ce rău îmi pare. Cum te scuzi atunci când tușești și sare ceva din gură? Dă-l în coacă. Dă-l în coacă, l-am plătit. Dă-l în coacă, iar meu. Ce să nu zici niciodată atunci când primești un cadou care nu-ți place deloc de la soțul tău? După ce că ești prost. După ce că ești prost, ai dat și banii pe asta? Mai vine, te uiți în Google și mi-ai haine și produse de față și Balcic. Am fost de curând. Balcic. Ce scuză penibilă poți avea atunci când vine bărbatul acasă și te găsește cu amantul în treabă? Bă, nu, te-ai liniștit. Să nu crezi că îți proba hainele. Ce scrie pe un bilet pe care le-ai lăsat în urma ta pentru cei ce vor veni atunci când lumea asta se va sfârși și tu ești ultimul supraviețuitor? Deci, ești pe moarte, ultimul supraviețuitor și poți să scrii un bilet pe care să-l lași undeva în speranța că cineva îl va găsi peste timp. Ce scrie pe el? Să știți că toți oamenii ăștia care au murit înaintea mea erau niște proști și eu eram cea mai deșteaptă. Bun. Că n-au de unde să afle dacă ai mințit sau nu. Da, n-ai cum. Și ce ai vrea să scrie pe cruce? Pe crucea mea? Da. Oricum foarte drăguțe întrebările. Sfârșitul lumii cu... Da.
cancer cu ce se scrie pe crucea Suntem mea. Suntem în trend. Ce se scrie pe crucea mea. Dați-mi și mie, vă rog, un follow, un subscribe și un like și un share la canalul meu de YouTube. La canalul meu de YouTube. Să mai crească ăla măcar în urma mea. Zi-mi, ce vreau să te întreb și n-am făcut-o până acum. A, nu m-am gândit la asta. A, vezi? Nu m-am gândit. Păi da, așa e interviul la noi, e sinusoidale cu duși întors. Ce voiam să mă întrebi? Nimic, m-ai întrebat perfect, a fost perfectă. E sigură? Sunt sigură. Băi, nu pleci știu. De la interviu și după aia să-mi zici, băi, mai îmi întorc că vreau să mai zic ceva. Ce să mă întrebi? Ce să vreau să mă întrebi? Nu știu. De ce ești Maria? Tu de șmecheră, ia, întreabă-mă asta. Maria, uite că am ajuns la finalul interviului da, și era chiar da. Să uit. Ca să pot să montez eu, da, pare. Da, da. Bă, deci cam asta ar fi. A, mersi, să nu uit. Maria, de ce ești atât de șmecheră, frate? Bă, mersi mult că m-ai întrebat. Da. Foarte multă lume mă întreabă și nu știu să spun exact. Cred că unii oameni sunt născuți să fie șmecheri până la urmă, da. Știi? Adică tu știi cum e. Eu nu, că n-am ajuns la nivelul ăsta. Ești chiar atât de șmecher, dar știi un pic cum e. Mm. Așa, cât de cât. Ce faci tu? Ce face? Ce faci să fii atât de șmecheră tot timpul? Sunt pur și simplu eu atinsă de har. Ce tare ești, Maria. Și șmecherie. Da. Din drumul taberei. Ok. Deci iată rețeta... pentru a fi șmecher toată deci, viața. Deci, iată, dragilor, astăzi am aflat pentru cine dorește cum să fie șmecher. Șmecher. Și să poți să-ți permiți să mergi la Balcic și să ții produse de fiață și make-up artist la Balcic. Adică te văd pe plajă. Am căutat un make-up artist la Balcic. Tu te văd de aici, ești pe plajă acolo, cum e că ești la Balcic și la un moment dat te zici, nu, uite ce mi-a bubuit fața. Deci dacă nu faci jos de o bulgăroică care să-mi dea cu niște de la pe față... Sincer, mă duc la un botez acolo și voiam să văd dacă găsesc un make-up artist să mă machiez înainte de botez. Acolo, local. Local. Ce-ai vorbit tu cu bulgăroaica aia? Mai te vorbesc română, să știi, destul de mult. Majoritatea, acolo. La da. Balcic. Da. Dăm niște idei despre ce invitații ai vrea să mai vezi în podcastul meu. Păi, nu știu, toți care au fost înscriși acolo? În mare parte, da. În mare parte, păi n-am de unde să știu cine nu. Zi-mi așa, pe cine ai vrea să... Aș vrea să-l văd pe Toma. Pe Toma? Mie-mi place foarte mult de Toma. Ok. Atât. În afară de Toma, pe nimeni. Vreau să mai văd pe nimeni aici, în afară de Toma. Fie da, doar Toma. Pe Toma și-am închis podcast. Până seara doar Toma să fie aici. Întrebări rapide la care n-ai timp să te gândești la nimic. Fii atent. Pește sau pui? Pește. Louis C.K. sau Dave Chappelle? Louis C.K. Cartofi prăjiți cu mușdei sau cu brânză? Cu brânză. Cartea sau filmul despre carte? Carte. Copilărie sau adolescență? Copilărie. Grecia sau Italia? Italia. Brad Pitt sau Gerard Butler? Brad Pitt. Tatuaje sau cicatrice? Tatuaje. Sandale sau papuci? Sandale. Cine câștigă campionatul anul ăsta? La ce? FCSB, CFR sau Universitatea Craiova? FCSB. Cine? Cuba Libre sau Vladimiri? Cuba Libre. Maria, mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Am ajuns la momentul în care o să te pun să faci un joc, adică fiecare invitat vine aici și încearcă să despartă două belciuge. Dăm puțin să văd dacă cumva că l-a despărțit Carla și să... A, din alea, da, știu genul ăsta de chestii. Nu prea mie. Hai. Hai să vedem. Atenție, nu se bagă nicăieri, sunt doar două belciuge care trebuie separate. Avem aici și treaba asta care e un fel de panou ca să vezi cine. Ăștia cu alb sunt vii, ăștia sunt morci. Cine a reușit să-l facă? Sorin Pârcălab e primul, da. 20 de secunde. Normal, Sorin Pârcălab asta face, se scoală noaptea din somn și face de-astea. Știu că e mini-tehnicul, dar să știi că data asta a fost așa pe genul, bă, nu știu dacă, hai mă zic, încearcă. Așadar, 20 de secunde e cel mai bun timp acum, poți să-l desfaci, te las te uiți de el 3 secunde. 1, 2, trebuie să le separi. Știu, 1, nu e așa ușor. 2, 3 și am dat drumul. Mă enervează astea, le-am separat. 6 secunde. Da, era mișto, de fapt era mai greu. Nu, ăsta e jocul. A, da. Vezi ce înseamnă să ai bucurii puține în viață? Cum, ce impresionată ești de tine acum. Nu, dar m-am mai jucat chestia asta și mereu era un skepsis care nu ieșea. Astea doar trebuia chiar să le separi. În sfârșit am ajuns acolo în care ești deasupra lui Sorin. A, așa, să ne ajute Dumnezeu. Mai. Popovici. Ai 6 secunde. Super. 6.
Îți dau ăsta. Vreau să ne semnești nouă pe masă, oriunde e o masă pe care au semnat toți invitații. Îmi pare rău că n-am apucat să mâncăm, dar ținând cont că facem sport, o să mănânc eu. Mănânc. Și eu fac sport, dar totuși ceva de mâncat. Da, trebuie să mănânci în viața asta, e ok să mănânci. Să știi că de obicei invitații încep, scriu ceva și după aia semnează. Îmi place că ai scris. Păi da, vreau să fac ceva, treaba mea. A, ia. Păi nu te uita de la nu început. Nu mai, nu mai. Păi mă intimidez și voi. Îmi voi să fac un desen sau e prea mult? Da, mă, da, poți să faci ce vrei. E mai original. Asta e o pisică de mare. De uite, ai intrat și la desen. Chiar da. E o pisică de mare. Chiar seamănă cu pisica. E o pisică care e pește, e o pisică de mare. Da, e struțocămile. Băi, mulțumim mult încă o dată că ai venit. Și eu mulțumesc pentru invitație. Vino și tu și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Aici, pe logo, apasă pe Da Bravo și devii abonat și ai mari șanse să câștigi o Dacia Logan Papuc de 7 locuri în 2025. Numai tu și cu ceilalți care se abonează. Participă și poți câștiga.